prieteni care s-au strâns în jurul focului de tabără pentru a găsi împreună o soluție pentru pace. Aceștia au dezbătut toată seara această temă importantă pentru omenire. Am nevoie de ajutorul tău ca să găsim o soluție. Despre ce este vorba? Am văzut în jurul meu și la școală că noi ne certăm cam tot timpul și rar ne mai înțelegem unii cu ceilalți. Am să vă povestesc o întâmplare pe care am întâlnit-o la școală. Un copil se plimba pe holul de la școală în timp ce doamna de servici făcea curat. Copilul a vrut să facă o glumă cu doamna de servici și a dat cu piciorul în coșul de gunoi. Iar acesta s-a răsturnat pe mijlocul holului. Doamna de servici a fost tare dezamăgită de gestul copilului. Eu eram pe hol și m-am întrebat dacă este normal ce a făcut colegul meu. De ce ai făcut asta? Tu ce te bagi? Ție ți-ar conveni dacă ai face curățenie? Pe mine nu mă interesează. Eu am rămas și am ajutat-o pe doamna de serviciu să curețe mizeria făcută de colegi. Mi-a părut tare rău pentru munca doamnei de serviciu. M-am simțit rușinat pentru că doamna de servici a muncit pentru ca să strângă tot gunoiul și colegul a luat în derâdere chestia asta. Cred că pacea începe cu un surus și cu un gest de prietenie față de fiecare ființă din jurul nostru. I-a fost foame, s-a dus la lac și a vrut să facă un cacat. Ia să îi mănâncem. Cancanul i-a spus, nu, că dacă nu o să mă apropie să-ți îndeplinesc orice dorință. Și așa au fost cei doi prieteni. Bun, eu sunt Martinel, eu sunt un calcan. Eu cred că dacă vrem pace, trebuie să oferim iubire și prețuire. Am un coleg care se ia cu toată lumea la ceartă. Într-o zi, în curtea școlii, colegul meu mai mare s-a luat la ceartă cu colegul meu mai mic. A început să-l împingă să-i ceară pachetul cu mâncare pe care îl avea de acasă. Colegii din jur au ignorat complet toată situația. M-am gândit să-i cer ajutorul doamnei învățătoare pentru a nu mai răutăți situația ca să-i ajut pe amândoi. Pe colegul meu cel mare, ca să înțeleagă că gesturile sale răutăcioase agravează și celor din jurul lui, dar și lui, pentru că riscă să rămână fără prieteni pentru totdeauna. Pe colegul de la clasa pregătitoare să îl ajută să înțeleagă cele întâmplate și să îl consoleze. Prin înțelepciune poți ajunge la drumul către pace. Eu cred că istețimea este drumul către pace. Punct. Mi s-a părut cum erau detectoarele de minciuni pe vremuri. Era luat un om și era pus în palma omului care pretindea că nu vrea să pornească o revoluție. Și îl testa la tot soiul de întrebări. Și dacă se spărgea omul, înseamnă că omul în minte și era închis o perioadă de timp lungă sau cel mai rău pe viață, s-a executat. Din punctul meu de vedere, fiecare viață a unui om contează.
indiferent că e sărac, bogat, prinț, sclav. Noi, dacă știm cum să comporta niște oameni mai de mult, ne putem înțelege defectele noastre și nu le repetăm. Cum zic eu, infractorii și toți ăștia sunt persoane care nu prea au avut șansa la învățătură, care au fost tratați foarte incorrect în copilărie și care au fost învățați că este bine să faci rău și să furi. De ce este atât de puțină pace? Vreau mai multă pace. În jurul meu, cel puțin, dacă aș fi eu la conducere, aș da interzis să tragă cu arma. Dacă aș fi eu să controlez toată planeta Pământ, aș interzice armele, aș interzice efectiv. Și prea multe războaie sunt. Pentru a avea pace nu înseamnă a fi lipsit de griji și provocări, ci mai degrabă înseamnă să știi să rămâi ca și încrezător în diferite situații tot timpul. Mulțumesc tare mult pentru întâmplările din poveștile voastre și soluțiile oferite. Situația la care mă gândesc e în felul următor. Am observat că uneori noi nu ne mai înțelegem cu adulții, că începem să țipăm unii la alții și nimeni nu mai se înțelege cu nimeni. Am un coleg care vorbește tot timpul tare pentru că așa vorbește el. Iar când doamna învățătoare îl întreabă ceva, ea se enervează și îi spune: de ce țipi la mine? Stai jos! Colegul meu a încercat să-i explice că așa vorbește el și că nu țipă, că așa este vocea sa. Însă doamna învățătoare nici că vreau să înțeleagă. Ba mai mult, când dialogau, doamna se enervă și mai tare. Supărat și neînțeles, colegul meu s-a refugiat într-un colț scarajului. Văzându-l, l-am întrebat: tu cum ai vrea să ți se vorbească? Și de atunci mi-am pus întrebarea: tu cum ai vrea să ți se vorbească? Tu cum ai vrea să ți se vorbească? Soluțiile din poveștile voastre mă ajută să fiu schimbarea pe care o văd în lume. Și așa, grupul de prieteni a găsit cel puțin 5 soluții prin care să gestioneze situații conflictuale. Am o idee, vreau și eu să fac un film. Odată ca niciodată, de n-ar fi nu s-ar povesti, o pisicuță care se dădea pe un topogan curcubeu. Și pe acolo a trecut prietenul ei spațial. Și cei doi s-au salutat reciproc. Și după aia a mers să se joace cu mingea, doar că pisicuța a uitat să aducă mingea de acasă. Așa că omul și pisicuța au mers acasă la pisicuță să caute o minge. Mai precis, o minge portocalii. Și după aia au căutat sub masă, sub canapea, peste tot, doar că n-au găsit nicio minge. Doar când pisicuța a observat lada de sub pat, au căutat acolo și iată, o minge portocalie a venit dintre pluști. Cei doi au luat-o, au mers în parc și s-au jucat până seara târziu la ora 7. După aia, cei doi au plecat la casele lor. Pisicuța în pat în seară se gândea la ziua ei care va urma, pentru că următoarea zi care va veni era ziua ei și se va întâlni cu prietenul extraterestru. De dimineață se auzi o turmă de oi trecând prin fața casei. Își dădu seama că așa era de fiecare dată când era ziua ei și că așa sărbătorea ziua. A ieșit repede afară și l-a privit pe extraterestru care așeza o masă plină cu tortul dulce și prietenii ei erau la masă. Imediat pisicuța a
După ce s-au jucat, s-au distrat și s-au dat în leagă, am mers la casele lor. Și asta a fost povestea mea. Azi e prima zi de școală și sunt fericit, și sunt fericit. Eu îți spun întâia oară, bine te-am găsit. Eu îți spun întâia oară, bine te-am găsit. Am o școală frumoasă, uite așa, cu drag eu intru în clasă. Uite așa, salut cu fiecare, uite așa, colegi învățătoare, uite așa. Odată ca niciodată, de pe planeta Pământ, a venit o rachetă în spațiu. Doi oameni au rezistat pe toată Terra. Ce reprezintă filmul tău? Cum să vă faci? Dar prieteni cu oamenii ăștia. Cum ai găsit tu o soluție? Super. Adevăratul personal gladiator. Bravo, Matei. Motor, acțiune, sincron. A fost odată ca niciodată de n-ar fi lăsat. Dacă ai fi fost președinte sau împărat, cum ai fi condus lumea? Cred că mult mai bine. Dacă trage pe asta, să vă zic. Etonile. Ca imagine de fondare. Asta. Un copil se plimba pe holul de la școală în timp ce doamna de servici făcea curat. Colegii din jur au ignorat complet toată situația. Perfect! Bravo! Mulțumesc tare mult pentru întâmplările din povestile voastre și pentru soluțiile oferite. Cu dragul intru în
foarte bun. Așa cum ai zis de la început, puteți să dau pe unde și s-a văzut că suflat și finalul, din punctul meu de vedere, este minunat. Și